Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Astăzi vorbim puțin despre ce se întâmplă în județul Buzău din perspectiva cazurilor noi de coronavirus. Alături de mine în studioul Campus TV este colegul meu Mihai. Bună ziua! Mihai, bine te-am regăsit! Bună seara! Veștile nu sunt bune nici astăzi, din păcate. Avem un record de îmbolnăviri la nivelul județului nostru pentru această săptămână, 56 de cazuri noi. Asta ca să fac o introducere, pentru că vom avea multe de discutat și dezbătut, cu intervenții importante și interesante. Rata de infectare la nivelul județului a depășit pragul de 1 la 1000 de locuitori. Și alte două localități au intrat sub incidența unor noi restricții, la Bălăceanu și la Chioșdu, ca urmare a faptului că rata de infectare a depășit 1,5 la 1000 de locuitori, au fost impuse restricții care vor începe să-și facă efectele de mâine. Pentru că acolo sunt foarte multe cazuri, da? De altfel am văzut că foarte multe unități școlare în ultima perioadă se închid, unele se deschid și apoi se închid din nou, după 14 zile apar alte cazuri și tot așa. Cred că în acest moment copiii nu mai înțeleg nimic, mai ales cei din clasele mai mici. Cred că e problemă mare în educația din România și în cea din Buzău, nu? În Buzău, din păcate, tot astăzi am înregistrat un record de unități școlare închise. 4 unități de învățământ, este vorba despre liceul cu program sportiv, școala numărul 5 Episcop Dionisie Romano, grădinița numărul 1 din cartierul Orizont și liceul tehnologic din Pogoanele. Deci ziua cu cele mai multe unități de învățământ închise în județul nostru. În continuare, din păcate, în topul, în acest, să zicem, clasament destul de negru al unităților închise, municipiul Buzău este pe primul loc și avem foarte multe școli și licee închise în momentul de față. Școala 11, pe lângă cele pe care le-am menționat, școala numărul 1 este în continuare închisă, Colegiul Național Mihai Eminescu și Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret. Mihai, așa cum spuneai tu în deschiderea emisiunii, o să avem intervenții importante în emisiunea de astăzi și o să începem să vorbim chiar cu doamna doctor Carmen Scântei de la Direcția de Sănătate Publică. Bună seara, doamnă doctor, sunteți Bună în direct. Seara. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să intrați și să ne spuneți ultimele detalii referitoare la situația din județul Buzău. Spuneți-mi, alături de mine este și colegul meu Mihai, bună ziua, și o să încercăm să aflăm de la dumneavoastră exact cum stăm în acest moment din punctul de vedere al cazurilor noi. Cum vi se pare trendul în județul Buzău? Din păcate, trendul este ascendent și cu greu putem face față solicitărilor pacienților din domiciliu. Odată confirmați, trebuie evaluați. Evaluarea, eu am mai spus treaba asta, trebuie făcută la un spital de fază 2, singurul este Buzău cu cele două secții autorizate. Pacienții stau la rând în UPU pentru că îi suntem nevoiți să-i mai aducem o dată și să-i reinvestigăm cu laboratorul. În spitalul COVID din Râmnicu Sărat suntem destul de e destul de dificil de făcut internarea pentru că ei nu vor să primească, așa cum scrie și la ordin, decât formele medii de boală, iar alte județe, mă rog, cu spitale de fază 1, nu ne primesc niciun fel bolnavii noștri. Așa că trebuie să ne descurcăm pe plan local. Am ajuns să facem programări pentru evaluare, către 4 pacienți pe zi, pe fiecare secție care se întâlnește, este autorizată pentru spitalizarea bolnavilor COVID. Și să răspundem la telefon, să avem înțelegeri cu ambulanța, să prioritizăm, așa cum e și normal, urgența, să încercăm să mulțumim pe toată lumea, dar nu în defavoarea riscului pe care să-l ignorăm. Doamna doctor, știți că noi am vorbit de mai multe ori despre respectarea regulilor de protecție împotriva coronavirusului. Cum vi se pare că au înțeles buzoienii după atâtea luni de zile să respecte regulile?
ce să vă spun, așa, ca imagine de ansamblu, eu ca cetățean al acestui oraș doar, pot să spun că m-am văzut pe unde am circulat eu, dar din păcate stau prea mult la serviciu ca să pot să spun că am circulat. Lumea respectă. S-a învățat să-și pună masca, cel puțin când intră în spațiile închise, am văzut pe toată lumea că poartă mască sau că persoanele care sunt, fac parte din unitatea respectivă le solicită masca și sunt, uneori chiar le oferă masca dacă persoana respectivă nu are așa ceva. Este foarte bine, dar există și ideea că în fiecare unitate, indiferent ce fel de unitate e, să se abandoneze la un moment dat aceste norme și lucrul ăsta, din păcate, l-am putut constata chiar în unități ale noastre, când se ignoră normele pe care noi le impunem și, mă rog, se regăsește, se refugiază lumea într-un colțișor să bea o cafea sau să mănânce ceva și atunci lucrurile se pot transforma imediat, apar focare, apar îmbolnăviri în lanț. Asta e. Deci o clipă de neatenție poate să coste foarte mult. O clipă de neatenție poate să coste colectivități întregi și să coste... nu poți să culpabilizezi de o persoană anume. Este așa o greșeală de grup, colectivă. Clar. Mihai, da, doamna doctor se referă evident la acele focare destul de dificil de gestionat de la Spitalul Lojasca, secție exterioară a Spitalului Săpoca și de la Spitalul Săpoca. Și nu, de la Spitalul Săpoca, da. Da, cu nu, care mai acolo... e situația la Lojasca? Că s-a ajuns la peste 100 de cazuri acolo? N-am ajuns la peste 100, suntem aproape de 100, dar vreau să vă spun că acești pacienți care știți că reprezintă, sunt coduri penale acolo, sunt cei care, cu care, la care nu poți impune nimic aproape din ceea ce nu vor să facă ei. Și atâta timp cât au fost, bineînțeles, au program de curte, de ei adună de pe jos orice chiștoc pe care îl văd, își transmit între ei o țigară, adică nu e vorba acolo de păstrarea unor norme, n-ai cu cine să faci această prelucrare, numai că intervenția, cât ar fi fost de promptă, nu putea să depisteze o sursă între ei. E clar că sursa, ei n-au părăsit unitatea. Probabil că a fost o sursă exterioară, unul din personal, care a fost într-o formă asimptomatică, care a venit, care a reușit să transmită unui pacient și de aici nu mai e problema. Da, e logică, cineva de afară a venit, că cei care sunt acolo ca pacienți nu aveau cum. Eu nu pot să identific o sursă atâta timp cât această infecție este asimptomatică. Doamna doctor, și cum... el nu poate să fie culpabilizat decât dacă el, acea persoană care intră într-o unitate de risc, nu respectă o anumită conduită. Atunci da. În legătură cu capacitatea de, de pe secțiile ATI, cum stăm în momentul de față? Cum să spun, la Buzău e depășită aproape, deși colegii de pe terapie intensivă sunt luptători și, cum să spun, au reușit să țină un echilibru în treaba asta. Râmnicul Sărat este în deficit de personal medical specializat. Este un singur medic care și un medic care face doar gărzi și din cauza asta avem și probleme cu internarea pacienților. Chiar în această seară mi s-a refuzat un transfer la un pacient care, mă rog, avea o saturație mai mică și care poate că la un moment dat ar fi impus intervenția unei persoane din terapie intensivă. Nu avem gardă pe terapie intensivă, nu avem medic pe zi.
Este greu și așa blocăm niște secții. Un pacient care stă mai mult, este depistat cu virus COVID și rămâne în continuare în unitatea non-COVID, așa zisă unitatea non-COVID, că acum e greu să mai spui că e una clar non-COVID, riscă, cât ar fi personalul de atent, riscă să împrăștie acest microb și uite așa apar focarele după aia și te întreb de unde a venit. În legătură cu posibilitățile acestea de a îi transfera pe pacienții de la Buzău, având în vedere că nu e loc la ATI, mai există situații în care medicii de la Buzău pot apela la alte spitale din țară? Că am văzut că de import importăm la Râmnicu Sărat, da, de exemplu, din păcate. Aceste transferuri trebuie făcute doar prin apelurile noastre către CNCCI, care trebuie să găsească undeva în țară un liber și într-o secție de terapie atunci când noi avem nevoie. Lucru care s-a dovedit a fi destul de dificil. Am avut o persoană care a fost dusă la Baia Mare. Deci este destul de greu de gestionat această situație și de solicitat ajutor în alte locuri, nu pentru că ne-ar refuza pur și simplu de dragul unui refuz, ci pentru că și ei sunt cu probleme pe care le-am văzut cu toții, că sunt în deficit de personal, în deficit de suprapopulat, supraaglomerat și atunci e clar că din altă parte nici nu le vine să mai primească pe cineva. Bun, doamna doctor, în acest context, ultima întrebare legată de problema asta cu ATI. Avem deja condițiile destul de delicate pentru medici să ajungă în situația în care să aleagă pe cine salvează sau nu? Încă n-am ajuns aici, nu că vreau să laud corpul medical, dar într-adevăr se muncește peste tot și se muncește susținut și nu s-a pus problema vreodată să alegem. Adică există totuși atunci un circuit informațional care se pune în funcțiune imediat și se transferă bolnav. Nu. Categoric nu. Doamna doctor, câteva întrebări și aș vrea răspunsul foarte scurt pentru că sunt multe lucruri importante. Situația din școală o știți foarte bine în județul nostru și din păcate nu există zi în care să nu se închidă unitățile. Cum vedeți dumneavoastră problema aceasta de la nivelul județului nostru? Trebuie luată o măsură suplimentară sau trebuie luate măsuri suplimentare, o decizie împreună cu autoritățile, haideți să le închidem pe toate, să intrăm cu toții în sistemul online, cel puțin la nivelul municipiului, situația e destul de problematică. La nivelul municipiului. Eu înțeles, dar eu nu sunt convinsă că o funcționare exclusivă pentru online ar fi cea care ar soluționa în final problema, pentru că ce perioadă să învățăm online? Pe tot anul? Cum să înveți online în clasa 1? Mi se pare destul de greu. Din păcate, mulți sunt nevoiți să facă asta. Da. Vedeți, totuși, sistemul ăsta care este hibrid și îi mai lasă pe copii. Am văzut, din fericire pentru noi toți, și copiii cei mici au învățat să poarte măștile și le acceptă. Da, deci, eu zic că e totuși mai bine să funcționăm așa, chiar da, și că faptul că se închid și se deschid și iară le închidem și iară le trecem în online, asta înseamnă că sistemul funcționează și eu mă bucur. Adică toată lumea e foarte vigilentă și nu riscă mai mult. Și putem continua. De acum, chiar profesorii, dirigenții, directorii de școli sunt cei care știu foarte bine pașii care trebuie urmați. Și fac ce trebuie. Și așa este foarte bine. Este singura soluție. Nu știu dacă ar avea cineva ceva de câștigat, dacă ar fi mai bine, pentru cine ar fi mai bine? Pentru copilul care stă în domiciliu și... Mă gândesc că ar fi mai puțină circulație, așa, în... Adică mai puțină mișcare. Stabilă circulației.
Nu știu, nu sunt convinsă că doar asta e veriga la care trebuie umblat. Poate că da, este una dintre verigile acestui lanț care vrea să ne sublume, dar nu e cea decisivă. Bun, foarte pe scurt, doamnă doctor, considerați că este oportună organizarea alegerilor? Nu pot să mă... Dați-vă să... Nu, aici nu e un comentariu politic, doamnă doctor. Întreb un specialist, un epidemiolog care știe dacă foarte... Deci, din punctul meu de vedere, dacă s-ar organiza aceste alegeri și ar fi ceea ce eu am văzut la alegerile precedente, n-aș avea de ce să mă tem. Dar am văzut doar în incinta localului în care am votat. Nu știu ce s-a întâmplat după aceea pe stradă. După aceea au explodat cazurile. După aceea am văzut ce s-a întâmplat. A crescut foarte mult numărul de cazuri. Dar acolo, ca și organizare, nu ai ce să reproșezi celor care s-au ocupat de treaba asta. Pentru că erau foarte bine instruiți, cel puțin acolo unde eu am mers. Dar... Îl las pe Mihai imediat să vă mai întreb. Aș vrea însă să-mi spuneți, vorbeați mai devreme despre focarele care apar în spitale non-COVID sau în secții non-COVID. Săptămâna trecută a fost declarat focar la secția de neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență. Erau 6 persoane infectate. Acum, care e situația acolo? Am ajuns la 13, pentru că noi avem o... strategie de a trata aceste focare și de a le investiga, adică investigăm la o anumită distanță de contactul infectant, pentru că o investigare prea rapidă nu m-ar duce la un rezultat corect. Și deci am ajuns la 13 cazuri și, mă rog, deocamdată e bine. E bine. Pacienți și personal medical? Personal medical, da. Personal medical. Doar personal medical. Și pacienți. Și pacienți, da? Nu din cei, da, da. Sunt... Da. Sunt cazuri grave acolo oricum. Aș vrea să vă mai întreb, pentru că am văzut în toată Europa există o criză a vaccinurilor antigripale, în sensul în care sunt extrem de multe solicitări în acest an față de anii precedenți. Oamenii se tem că un virus gripal peste acest virus nou apărut ar putea să producă mult mai multe tragedii. Cum stăm în România? Câte doze de vaccin au venit în Buzău? De fapt că în România știm că e în continuare criză. Cum stăm în Buzău din acest punct de vedere? Este, de mult n-am mai avut o aprovizionare bună și corectă conform repartiției pe care am primit-o. Și aproape cifra pe care am solicitat-o inițial, în vară, este respectată. Deci vom primi peste 60.000 de doze. Deocamdată am primit 20.000 aproape, pe care le-am repartizat conform indicațiilor pe care le avem pe metodologie, la grupele de risc. Vaccinarea se desfășoară foarte bine. Am dat deja medicilor de familie care încep să vaccineze persoanele cu afecțiuni cronice. Am epuizat sau suntem în curs de vaccinare pentru personalul sanitar și un indice de acoperire vaccinală de data asta foarte bun. Dacă în anii precedenți aveam mari probleme cu personalul care refuza vaccinul, anul ăsta solicită permanent, sunt persoane care au, mă rog, nu erau prezente la data vaccinării în unitate, au venit și au solicitat vaccinarea. Să sperăm că din punctul ăsta de vedere va fi cel mai bun an al nostru în vaccinarea antigripală și asta mă bucură. Așa să fie, cred că va contribui și setul de măsuri pe care le-am învățat cu toți în ultima perioadă să mai stopăm puțin și problemele apărute din cauza gripei. Tot boala aerogenă este și măsurile pe care le știm că ar trebui să le respectăm sunt bune în ambele sensuri. Mihai, dacă mai e o întrebare. Da, ultima chestiune, doamnă doctor. La nivelul județului nostru, de la începutul pandemiei, au fost efectuate peste 15.000 de teste, sau mai bine zis, peste 15.000 de persoane au fost testate. La o populație de aproape 480.000, mi se pare un număr destul de mic. Voiam să vă întreb dacă... Dar numai prin DSP, adică nu știu dacă aveți centralizarea pe județ și pe celelalte laboratoare private. Da, cu siguranță. E centralizatorul acela.
Voiam să vă întreb dacă se analizează la nivel de DSP achiziția unui nou PCR. N-am fost puși în această situație deocamdată, adică chiar nu ne-am gândit să achiziționăm alt sistem. Probabil că lucrul ăsta îl vom face numai când ministerul va decide că e momentul să ne gândim și la al doilea. Nu știu ce demersuri am putea face în situația asta. Deocamdată, așa cum am putut, ne-am descurcat, că de fapt nu aparatul ar fi problema numărul unu, ci și încadrarea cu personal de specialitate și asigurarea unor spații corespunzătoare. Deci toată lumea s-a străduit ca acest laborator la DSP să fie creat, să funcționeze corect, să fie cu personal. Mai departe, nu cred că am putea să gestionăm al doilea aparat. Da, mulțumesc, doamna. Doamna doctor, vă mulțumim tare mult că ați fost de acord să ne oferiți ultimele detalii. Vă doresc sănătate și putere de muncă și să ne reauzim cu vești bune. Vă mulțumesc încă o dată. Seară frumoasă, doamna doctor, vă mulțumim încă o dată. Mihai, așa, în concluzie, vedeți că sunt eforturi foarte mari ale cadrelor medicale, din păcate însă nu sunt atât de mulți medici pe cât ar trebui, nu avem specialiști pentru terapie intensivă atât de importanți în această perioadă, foarte greu de găsit. Da, bineînțeles, pentru că sistemul nu a fost pregătit pentru o pandemie, sistemul sanitar din România, mă refer. Facem o comparație, de pildă la noi, că am avut astăzi record, peste 5300 de persoane confirmate cu COVID. Vedeți cum stau lucrurile în ATI, facem ședințe la nivel înalt, domne, cum facem să mai extindem, să așa, deși lucrurile astea ar fi trebuit, pe de o parte, gândite înainte de a veni primul val, că acum avem al doilea val, da, din primăvară, când am avut primele cazuri, hai să gândim mai încolo, că uite ce se întâmplă în alte țări, noi vom face față cu ATI-urile la așa ceva. Observăm că unu și doi, mai politica tuturor guvernelor de ani de zile a fost atât de proastă în privința sănătății, încât uite unde am ajuns. Acum încercăm să încropim. Facem tot timpul, încropim, luăm superglu, mai lipim pe aici, pe o parte, se dezlipește pe altă parte, iar lipim și uite unde ajungem. Da, asta pentru că probabil preocuparea lor principală a politicienilor în general este legată de alegeri, nici de cum, de ce o să se întâmple în iarna viitoare. Ne oprim pentru pauză, revenim imediat.